Una dintre cele mai frumoase, dar și mai utile construcții hidrotehnice din Moldova se găsește în Costești, raionul Râșcani. Barajul ridicat pe râul Prut se situează pe primul loc în țară din punct de vedere al volumului de apă. Lacul de acumulare atrage atenția prin întinderea de aproape 6.000 de hectare cu o capacitate de 1,4 miliarde de metri cubi de apă. Barajul a fost construit la frontiera două țări, unul guvernul României, iar celălalt guvernul fostei Uniuni a Republicilor Socialiste Sovietice. Pentru efectuarea construcției au fost strămutate 15 sate de pe ambele maluri ale Prutului. Șantierul barajului a fost demarat în 1973 și finalizat 5 ani mai târziu. Inaugurarea oficială a amenajării a avut loc pe 4 noiembrie 1978. Barajul a început construcția în anul 1973 și s-a terminat în 1978. Volumul de apă care se acumulează în lacul de acumulare este format din trei volume. Volumul mort de 175 milioane, volumul de rezervă de 110 milioane și volumul util de 450 milioane, de tot 735 milioane. Dar în lac se poate primi un volum de apă de 1 miliard și 400 de milioane de cuburi de apă. Barajul este de pământ, este construit între două stânci, care avem lungime de 710 metri, cu înălțime de 43 de metri. În afară de aceasta avem construcția barajului în cariera veche, de unde s-a luat pământul și s-a construit barajul acesta și din lacul de compensare. S-a luat un volum de 600 de milioane de cuburi, de tot volumul barajului de pământ este de 4 milioane 400 de mii de cuburi și volumul din barajul cariera veche este de 600 de mii de cuburi de pământ. Barajul, care are o înălțime de 43 de metri și o lungime a coronamentului de 300 de metri, este construit nu doar din beton, ci și din pământ. Nodul hidrotehnic este exploatat în comun de autoritățile române și cele din Republica Moldova. Cele două părți stabilesc de comun acord care sunt debitele de apă deversate naval, dar și orice altă acțiune care are ca scop controlarea apei în interiorul acumulării și în aval de acestea. La priza de apă avem construcții hidrotehnice, avem 6 goleri, dintre care avem 2 goleri care merg la centrale electrice, care dau drumul la un volum de apă de 65 de cuburi pe secundă, golerile de mijloc câte 200 de cuburi pe secundă și golerile laterale 300 de cuburi pe secundă. Viiturile puternice din iulie-august 2008, apărute ca urmare a unor ploi abundente produse în Ucraina, au generat un adevărat test pentru construcția ridicată în urmă cu peste 30 de ani. Specialiștii susțin că Viitura a avut cel mai mare debit înregistrat vreodată pe Prut, conducând implicit la o solicitare extraordinară a barajului. Volumul de apă din baraj s-a apropiat de capacitatea maximă, atingând un nivel istoric de 98,2% din volumul total al acumulării. Barajul are și două centrale hidroelectrice. Lacul a fost proiectat pentru a îndeplini nu doar funcțiile de combatere a inundațiilor și de producere a energiei electrice, ci a fost gândit și pentru irigații, piscicultură sau pentru alimentarea cu apă potabilă a zonei. Turbina lucrează acum cu capacitate de 6 MW pe oră. La jumătatea construcției a fost ridicată Casa Prieteniei, un spațiu administrativ gestionat în comun de români și moldoveni.